Avem 20 de întrebări. Iubire, nu mai stau lângă tine dacă te în spate. Părtier! Este! Te-ai lovit, Manuela? Spate. Haide că te-ai lovit. Spada asta și că mă lovit la spate. Hai că așa e la pârtie, Manuela. Așa e la pârtie. Pârtie, suntem la Săniu și așa e la Poiana, Manuela. Stai, că m-am înțit. Uite, mă, că... Dar nu era pentru Manuela, mă. Du-te! Pâncă, mă. Du-te, bă, du-te! Du-te! Să te duci. Hai, mă, de ce te supăra pe mine? Stai, că vin imediat. Hai, mă, de ce te supăra pe mine? Bă! Lasă-l! Ce mă la spate? A plecat de ea. A plecat de ea, că s-a supărat Ricardo pe ea. Du-te! Dar n-am văzut pe Manuela, dar Manuela a văzut o fată care s-a dus fix pe linia cu apă. Te-am văzut apă pentru tot. Faide! Singura fată care s-a dus pe linia cu apă. Uite, a fost pregătită pentru oprica. A zis că fac săniuș. A zis că fac săniuș. Și era pentru oprica, de-aia am și chemat-o pe oprica. Bă, te-ai s***o la cap, Ricardo. Mă faci. Du-te de aici, mă leși în pace, du-te de aici. Dar mă, nu mă jigni, mă jigni. Mă leși în pace, te-am spus, nu te-ai face și gata. De ce te-ai nervat pe mine, mă? Nu mă duc niciunde. Bă, te s***o, tu sar pe ea față de mine. Bă, te s***o la cap. Se interpretează orice tu asta se interpretează că am sărit pe ea, nu. Că i-am băgat în necare, iubire. Nu mă interesează. Iubire, asta se interpretează. Nu, ai făcut anume ca ei să vorbească, să spună că ai ceva cu ea și să ai materiale. Băi, mă leși în pace. Băi, iubire, era pentru o plică pregătită. N-am ce să zic, dacă tu ai părerea asta, vorbim cu te liniștești. Nu mai vorbim, gata. Nu, cum să ai tu, când ești toată chestia asta? Cum adică nu era pentru ea? Au trecut atâtea fete. Niciuna pe ea. Nu, nu, dar nici de mamă. Nu, 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 nu. Au trecut trei fete înainte. Niciuna ne-a dus, ne-am ocolit. Da. Ea a fost prima care a mers. Da. Noi eram în spate, am văzut că am ocolit. Da, că eu chiar stăteam acolo și am stat și am zis. Am zis, am văzut-o pe Manuel, am zis, na, n-am încotro. Da, și ok, dacă tu respecti pe Dea, nu făceai gluma asta. Da, opri, clar, nu opri, lasă-mă cu textul. Eu și tu nu ai respect nici cu fata asta, că știi că o deranjează. Deci, doamna Andreea. Deci tu nu ai niciun respect față doamna de fata. Doamna Andreea, așa e la Săniuș. Da, te doare pe tine undeva de ne jucam tot. Eu am dat așa câțiva ani înapoi, vreo 10-12 ani. Cum adică... I-am zis, stai un pic. Cum adică m-ai luat prin alunecare? Adică ca și cum m-ai luat la mișto, nu? Nu, nu știam cum să mai dau să-mi fac pe Dea. Nu, vine mai că s-a mâine, nu vezi cum vorbește. Nu știam cum să mai fac pe Dea și am zis... Nu, gen, am zis, prima dată am zis că nu era bună asta, era și simplu că am zis alunecuș, dărdeluș, am văzut că nu se împacă. Dar după aia hai zic de alunecare, că poate înțelege așa. Și asta a fost că am... Alunecarea. Nu știam cum să mai împac pe Dea și de-aia m-am exprimat așa. Am zis să încep pe toate părțile, să împac. Dar să pleci de lângă iubita ta, să te duci, te dai la... Dar i-am spus, dă-te așa, dă-te așa. Dă-te. Ai plexat, dar tu eu am treabă. Lasă-te, că vine fosta. Eu am treabă. Ai, de-aia a fost fosta și pe ea în alunecare. Da, da, da. Dacă ea a plecat pe apă acolo. Da, mai pușeală deschid. Andreea, dacă am fi toți la o cabană, la... Da, un dărdeluș, așa. Dacă el ar arăta o fosta lui iubită, să dea cu ea. Da. Hai să facem un exercițiu de imagine. Foarte yeah. Vine Crăciunul, vine Revelion, da. Nu vă strângeți cu toții și mergeți la o cabană. Mergem la o cabană de... N-avem voie. N-avem voie. Și mergeți acolo la cabană. De ce crezi? Și la cabană, iarna afară.
normal. Dar eu așa fac de fiecare la fiecare revelion. Tu ești tine de ea. Nu, nu, nu. Acum am înțeles. Imaginează-ți, sunteți cu toți într-o cabană la munte, da? Da. E, lângă tine, Dea, sunteți afară, da. Lângă tine, Dea, jos pârtia, vine Manuela, trece prin fața ta. Da. Tu ce faci? Da. Normal, n-aș rata-o. Și fac. Dar, acum că am înțeles că lui Dea, nu, acum am înțeles că lui Dea nu-i plac glumele care au contact fizic cu alte fete. Nu mai fac glume ca... Special fostele iubite. Da, nu mai fac glume care au contact fizic cu alte fete. Deci, Andreea, m-ar fi deranjat. O, ce fac? Se făcea și cu Andreea. Da. Dar... Că a fost cu Manuela, m-a deranjat dublu. Da, de, eu am înțeles chestia asta acum. Eu, normal, la fiecare revelion, eu așa fac. La revelion, eu așa fac. Să înceapă anul forță. Să înceapă anul forță, dau cu pe jos și la fete nu mai bag cu tolnecare așa pe, în hol. Dar nu se lovește nimeni, fiindcă am experiență, că de-aia am și încercat. Știam că nu se lovește nimeni. Manuela a dat cu apă, să-l interpreteze. Da, da, am dat cu apă. Și acum că am înțeles că lui Dea nu-i plac glumele care au contact fizic cu alte fete. Da, am crezut că e pe derdelu și Manuela o să sară în zăpadă, nu peste el. A dat-o pe ghea. O înțeles, dar nu știu ce. Oricum, eu am înțeles și nu mai fac glume din astea. Ce vreau să zic, doamna Andreea, adevărul este că am fost prea permisivă. Nu a fost să zică nimic, dar... Că mi-e place cu glume. Cred că și-a adus aminte ce vrea să-i zică lui Roxana sau așa. Da, ce mă bagi pe mine tu, mă? Sau lui Era, tu ce? Da, mă bag el pe mine. Ceea că dacă cumva o să fim eliminați, să vedem, poate face... Da, bine. Dacă nu? Vreți să faceți revelion împreună? Nu, doamne, ferește. Vorbește prost. Bandu. E, în ultima vreme nu a prosteam. Nu mai poți să vorbești. De ce vorbești de nimic? I-a luat apoi aia și Marieni, nu mai poți să vorbești. Nu. Ce ai zis, mă, pe acolo? Vă ziceam ce cadru tare o să fac cu tine și cu Manuela unul peste altul acolo, știu. Aveți mare grijă. Vacanță, vacanță. Revelion, revelion. Nu avem voie să ne vedem în vacanță. Normal că nu. Dacă cerem voie. Tu cu Ricardo, da? A, noi doi, da. Noi doi era vorba, doamna Andreea. Dacă fete din afară, avem voie. Andreea, dacă cerem voie. Nu merge, glumeam așa pe bani ca idee. Mergem așa, ca cameră, da. Da, da. Ne luăm o cameră, punem toți bani, ne luăm o cameră și ne filmăm de viață. Vă dăm. Da? Vă dăm un operator. Serios? Da. De ce nu? Bine, zicea și eu oricum l-am iubit în casă. Da, nu știm asta. Eu. Iancu? Zicea și eu. Nu știam dacă n-avem voi, nu vede. Cereți banii înapoi. Să ne vedem dacă n-avem voie. Păi, dar tot timpul. Denisa? Da. Ce faci de revelion? La munte. Planuri, prea de vreme. Nu mai e decât două săptămâni. O să văd în ultima săptămână, nu știu. La Londra. Am mai multe, vorbim probabil în Londra cu familia. Nu. Dea? Eu la Maramureș. Poate mă duc și eu la Dea în Maramureș. Da, și eu cu Ricardo mereu la mine la Hatzic și vorbim pe videocall. Da, videocall. Da. 5, 4, 3, 2, 1, la mânzat. Separați de revelion. Treaba voastră. Da, greșeală se scapă un Insta story. Iar astăzi eu vă promit că dau casa. Este cu șpriță, nu cu story. Să vă filmați unul la un copac. Nu, și negătorul cu treaba cu... Astăzi multe persoane se vor pricopsi cu cartonaș. Nici nu vreau să mă gândesc. Pentru alunecare îmi dați că a fost din lateral, n-a fost. Dacă va fi o alunecare cu Dea sau cu Manuela, da. Din spate, roșu, direct alunecare din spate. Nu știu dacă a fost din chiar din spate. Nu a fost de roșu. Bine că ăsta la fotbal. Cartonaș galben. Chiar a petiționat verbal. Nu e de cartonaș, la fotbal dacă era. Bine, eu... Da. Nu eu am serios, încredere în Iancu. Nu știu ce vorbește la aici. Eu am încredere în Iancu. Iancu nu vorbește prostii. Bine, e, glumeam și o să mai destindem atmosfera. Eram prea încordat așa. Nu faceți greșeala asta. Înțeleg că vreți să vă vedeți, înțeleg că vreți, dar nu organizați așa ceva. Ce păcat. Sau dacă ați organizat... Cereți banii înapoi. Anulați. Nu, n-am organizat, ne gândeam, dacă avem voie, nu organizăm nimic. Făteam exercițiul de imaginație pe care l-a spus dumneavoastră cu Manuela, dacă ar fi la cabană și așa. Păi nu, eu făceam un exercițiu de imaginație și ea mi-a confirmat că există acest exercițiu, chiar există. El cred că trăiește în realitatea asta virtuală a lui, nu știu ce, de un timp de vreme. Am înțeles. Ia, ce mai vedem? Sens că ea o să ne misuri, că noi vorbeam, oare unde s-o duse, la când s-o știu, aia eu am vorbit cu ea și mi-a zis că e la București. Păi de ce minte, mă? Am venit să mințim, să nu știu ce. Nu. Care este problema? Iar cu cine m-am văzut acolo și dacă m-am văzut cu cineva, e problema mea, este problema mea. Da, e de acolo. Atât timp când apare o dovadă, pare rău. Nu mai vreau să fiu, dar de ce să fiu sinceră, eu să fiu acuzată tot timpul. În primul rând, sunt două persoane implicate în subiectul ăsta. El nu este prezent. Dar el a zis că nu. Păi atunci, dar poate și chiar la care a fost întrebarea, care este problema? Nu este problema nimănui. Ai dreptate. Da. Bravo, Ela.
Unde sunt? Să nu te lași provocată, era de șerpișori așa din jur. Șerpișori? Da. Șopârle. Ai vrut să Șopârle? Zici, eu cred că ai vrut să zici râmă, dar mă rog. Da, sau mai bine. Da. Acolo e cam lung, da. Prea mult spus. Mă rog, da. Am zis, n-am zis cuvântul descalificată. Am spus da, să se ia măsuri. Altceva? Ce faci, fată? Pagă, zi. Dar nu mai vrește nimeni acum, sau? Tu, Bianca, de ce ții minte să-i povestești asta? Pentru că țin minte că a fost discuție... Mi-a spus Andreea la un moment dat că s-a supărat pe Ela după gală. Mi-a spus că s-a supărat pe Ela că da. Nu înțelege cum poate să fie prietenă cu Roxana, având în vedere că Roxana a vorbit urât de ea. Și oarecum nu o credea. Nu neapărat că a vorbit urât. Da. Să se ia măsuri, dar și eu am zis la fel. Dar da, Roxana a zis un pic, adică mai mult. Nu știu din ce. Dar noi nu suntem prieteni. Suntem colegi, ne înțelegem bine. Eu am... considerată apropiată pe fost obiectivă. Păi sunt. Și Andreea se grăbește, nu explică și am zis că să-i zic. Adică mi se părea că vrea să treacă așa. Mai mult nu am fost supărată de ce ea prietenă cu Roxana, e treaba ei. Mai mult am fost supărată de ce a urlat. Ca și cum să se facă auzită ce am zis eu. Că de ce nu l-a votat pe Filip? Păi dacă ea mi-e prietenă și unul vorbește urât cu ea. Oricum dacă îl votez pe el, mai ales că Alex o plăcea. A și fost urât ăla să-l votez pe unul care îți place. Da, dar eu știam, cumva auzisem flori. Da, dar eu cumva auzisem că vorbise despre asta. Da, n-am mai vrut să... No, și mie nu-mi plăcea. Da, și nu trebuie să-mi spună nimeni pe cine să votez. Bianca, cine de cine se teme? Ela de mine. Ela de Roxana. De ce? Țin să-mi înțeles faptul că mie nu mi-e frică de ea, că nu am... Lasă-mă să vreau să credeți. Am impresia că asta e singura... Mariana e singura persoană cu care vrea să aibă un conflict și poate să aibă un conflict. Pentru că pentru că ea nu e foarte rea, adică nu poate nu duce. Face față. Da, nu face față, pentru că nu poate să fie atât de rea, nu poate să Dar noi nu ne certăm. Dacă ne certăm, o să vedem, nu? Nu știe, nu știe să se certe. Adevărul e că nu se știe certe. Dar nu e neapărat un cu Mariana, atât rău. Da, exact, nu-i de rău. Poze. Da. Eu nu place ce am. Nu-mi place ce și nu mă simt bine când, atunci când mă cert sau sunt provocată. Da, da, ea, tu da nici nu știu să mă cert. Da, așa e, nu știu să mă cert. Prin felul ei de a fi, provocă. Nu mi-e frică de nimeni, Andreea, pentru că dacă nu mă rezist și nu mă rezist, plec acasă la urmă. Nu ajung să mă cert. Chiar în halul ăsta cu niște fete aiurea. Nu știu. Ce spui, am certat cu Mariana. Da, Mariana e... Ai ajuns la o concluzie, că nu există tot prietenie? Da. Dar când a zis că există? Dar am crezut. La început chiar am... M-am apropiat. La început a crezut, acum nu știu câte luni, a intrat în casă. Nu aici tu! Bine, ce prietenie ai crezut? Și m-am apropiat foarte mult și de Andreea și am vorbit multe lucruri așa. Dar nu prea-mi place să discut despre viața mea intimă. Bianca, dar cum i-ar putea adăuna Elei prietenia cu Roxana? Păi, din câte știu... Oricum, nu-i spune nimic. Da. Mi-a spus foarte multe lucruri și n-am zis nimic aici, cum facem. Păi au zis că nu zice la nimic. Am vorbit, dar n-am vorbit nimic. De ce mi-a spus și mie? Și eu am sigură că ți-a spus și ție lucruri, dar nu... Ți-a spus, poate, trebuie să-ți adică aș putea să o consider pe el la oprie. O înțeleg, oarecum că n-a. Adică, într-un fel, și-am stat departe de fete și nu le-am spus lucruri. Și-am stat cu Raluca mult în cameră și nu-i ziceam aproape nimic. Pentru adică, că o simțeam oarecum, dar niciodată nu m-a apropiat de persoană de care mi-a fost teamă. Pentru că nu trebuie să-ți fie teamă de nimeni. Indiferent cine e, că suntem oameni toți și nu trebuie să-ți fie frică de nimic. Asta e sfatul meu pentru ea. Din prietenie? Nu neapărat din prietenie, ca fată. Că nu știu că e sensibilă și nu. Așa. Crezi că ar putea să vină Roxana să zică aici lucruri despre ea? La un moment dat, dacă Ela i-ar greși, da. Dacă i-ar greși, da. Da. Am stat cu Viorela în casă și n-a zis nimic și a venit să zică ea ce, dar mi-a zis-o. Spun Dedeea, de exemplu. A zis-o atunci. Ce a zis? Dedeea atunci. Ce a zis, mă, fac Dedeea? Dedeea. Ce a zis? A fost cearta de atunci, nu mai știu exact ce, dar a fost cearta de atunci. Ele au fost primele care a început și după aia eu. Am zis pentru că m-au atacat și m-a simțit.
Trebuia să zic. Nu, deci a spus, de-aia a spus că nu i-a făcut nimic. Ute, și a început să spună în emisiune că vorbea cu nu știu care, că făcea, nu mai știu exact, nu mai țin minte de atunci, dar țin minte că... Păi de-aia a început, nu știam, că a vorbit la hotelul și făcea cafea. În fine, vreau să spun că dacă i-ar dar cine vorbește asta care oricum o să spună nicăieri nimic din ceea ce... Și eu spun ceva ce vrea să se audă în emisiune, logic, nu spune niciodată ceva ce nu se audă în emisiune. Te la cap, copul de un an de la asta. Despre ce vorbim? Du-te, bă, fată, cu vrăjeala ta. Ce greși, că eu nu vorbesc. Niciodată nu o să zic că bă, fată, nimic. Cum ai zis de fata asta aici, fără să știe nimic, înainte și ai să ne emisiune la cap? Du-te de aici și plimbă-te, mă, fată. Dar cu Livian cum ești, Bianca? Și nu trebuie să ai încredere în ea. Cine? Așa. Bianca. A, sunt fata să vorbească. Sunteți așa și așa? Aici nimeni. Mare. Gata. Am spus că ele sunt prietene în afară. Despre Bianca și Livian, știi ceva? Ei trec printr-o perioadă mai grea. Da. De ceva timp. Din ce în ce vei mai bine. Din cauza mea mai mult. De ce? Fiindcă, nu știu, sunt foarte mufturoasă. Asta chiar e adevărat, adică eu nu știu, orice chichiță așa mică o transformă în ceva mare, exagerat. Și el chiar nu-mi greșește, e tolerant cu mine, vine de cele mai multe ori el, vine după mine... Săracul Marius. Păi, sunt în cameră cât... Aprobă, săracul, dar ce mod, adică, aprobă. De exemplu, aseară chiar am rămas așa surprinsă pentru că ne-am certat, am vorbit la telefon și la un moment dat i-am spus ok, hotărăști ce vrei să te faci, să facem și mâine să-mi spui. Și eu am zis ok, noapte bună, și am închis și m-a sunat la 2 minute și mi-a spus bine, m-am gândit. Și mi-a zis, adică m-a alintat și mi-a zis că... Nu a avut o seară în care să adormă supărată, doamna. Nici o seară. N-am vrut să fie exact seria distrusă. Nici o seară, deci de când ne cunoaștem, niciodată, oricât ne-am certat sau așa. Dar există probleme care să vă umbrească fericirea? Să ne umbrească fericirea? Umbrească. Umbrească? Umbra teiului bătrân. Ideea principală este că ne iubim. Asta e cel mai important. Și eu i-am zis și lui de multe ori că dacă ne iubim trebuie să trecem prin toate. Și să ne acceptăm. Adică eu trebuie să-l accept pe el. Dacă el, nu știu, îmi zice de 10 ori... Chiar dacă te-ar înșela? Cum? Chiar dacă te-ar înșela? Nu m-am gândit sincer la lucrul ăsta. Chiar nu m-am gândit. Da, când a întrebat tot taică să lăscă, da. Cum? Visezi asta non-stop. Da, da, visezi asta. Da, dar când am zis asta? Când a întrebat domnul Nelson. Nu vorbesc acum, asta e zic altceva. Doamne, vorbeam din șelat, Bianca, te-ai pierdut. Da, mă lași un pic, că eu vorbesc altceva. Da, te-ai pierdut, gata, ai răspuns altceva. Da, și când asta? Ridici glasul. Păi, dacă o dată zici ceva altceva. Am două materiale cu voi, subtitrate, ambele din culise, subtitrate. Da. Și unul de aici din casă.